Salutare tuturor, bine v-am regăsit! Hai să vorbim puțin și despre Aldro Speed, tableta brașoveană românească cu procesor de 1,2 GHz multicore, recent lansată și la noi, acum în decembrie, încearcă să prindă Crăciunul și oamenii ăștia. Asta este cutia, așa arată ambalajul, este un carton ușor plasticat, așa de bună calitate, color, cu multe poze, frumos pentru client. O parte din, se dau de ghicit o parte din spre lucrurile pe care poți să le faci cu ea, o să vi le arăt eu imediat, și specificațiile tehnice. În mare, promite să fie o tabletă capacitivă, adică să dai cu degetul foarte ușor prin impulsuri electrice, să-ți fie ușor ție la dat cu degetul acolo, că suportă gesturi, că are 7 inci, este formatul de tabletă care va avea cel mai mult succes în continuare, zic eu. Suportă grafică 3D, însă nu vei vedea 3D pe ea, dar suportă jocuri 3D. Conectare cu HDMI la televizor, o să vă povestesc mai multe, și o cameră frontală. Pe tabletele mai accesibile, mai greu de găsit așa ceva, au pus și o cameră cei de la Allview, plus ni se spune că e o tabletă foarte subțire, de sub 1 cm, 9,9 mm, și o să vedem imediat cât de subțire poate să fie. Pe laterale, o parte dintre specificații, o să vi le spun imediat. Eu deja am scos-o de sub, cam așa arată, vine în cutia aceasta, vine și într-o pungă antistatică pe care am scos-o. O să aibă ceva urme de degete, dar o să ne descurcăm noi cu ea. Se va mai arăta ce mai în cutie. Certificatul de garanție, 24 de luni, până atunci cred că o să mai schimb tableta de vreo două ori, că mai apare altceva mai nou, dar pentru un copil cred că va fi mai mult decât utilă. O treabă foarte bună, să oferă 2 ani la o tabletă de numai 650 de lei. Acesta este prețul și mie mi se pare fantastic de bun. Manualul de utilizare, destul de convingător și de consistent. Citiți-l înainte să dați telefon la ei, pentru că sunt căpiați de telefoane de la clienți care pun întrebări banale. Încărcător, o să vedeți imediat unde este mufa. Nu se încarcă pe, se încarcă și pe mini USB de la calculator. Avem un mini USB cu USB normal și căști. Bun, hai să le punem la loc. Să mutăm cutia mai așa și să vedem tableta, ca să ne interesează cel mai tare. La prima vedere, o tabletă glossy neagră care arată foarte bine la un nivel de calitate pe care te aștepți să-l vezi pe piață la această oră și la tablete mai bune. Pe spate este dintr-un plastic negru mat. Inscripția Allview, difuzorul aici, specificații tehnice, ceva scris aici în partea inferioară, un număr serial, memoria de 4 GB doar, dar îl poți extinde, să-ți arăt imediat cum. Și mufele, hai să vedem mufele. Prima din stânga, mufa de încărcare, cu încărcătorul pe care vi l-am arătat, apoi mufa mini USB pentru conectare la calculator, în mijloc mufa micro HDMI. Cu aia te conectezi la televizor și o să vezi filme la rezoluție Full HD și chiar mai bine decât atât dacă găsești pe internet astfel de filme. Și aici avem o mufă jack, plus un microfon mic aici în partea inferioară. Aici mufa jack pentru căști, ai căștile în cutie, difuzorul nu este excepțional, s-a făcut economia acolo ca să o aducă la acest preț, vă spuneam, de 650 de lei la momentul lansării. Aici în partea inferioară avem și mufa transflash, unde poți să bagi un card SD de vreo 32 de GB, adică sunt ca și cardurile de telefon, îți mărești memoria foarte mult a tabletei și vei putea să ții pe tine filme, poze și așa mai departe. În partea superioară, butonul de power care oprește și pornește și oprește tableta, dar și blochează de blochează ecranul, și funcțiile pentru volum. Aici avem și niște butoane cu touch. Hai să deschidem tableta. Eu am pornit-o deja înainte. Am apăsat pe butonul power și s-a deschis. Meniul este ușor de recunoscut. Este Android, un Android 2.3 clasic. Nu l-au modificat, l-au lăsat așa, dar ei spun că insistă că trebuie să funcționeze foarte bine și se mișcă foarte bine. Iată cât de ușor treci printre ecrane. Hai să vedem și partea de aplicații, butonul Allview aici. Eu preîncărcat-o cu o mulțime de aplicații, începând de la aplicația 1 Mobile, Adevăr, Automarket, CanCan, Capital și așa mai departe, la cinema, ziarul financiar, aplicația știrile Pro TV, adică să vezi știri și live. Aici ai și o mică galerie pentru poze și albume. Hai să vedem cât de repede se deschide o poză. Mini ușor de recunoscut de la telefoane. S-a deschis poza. Iată ce bine. Iată că de ușor treci printre poze. E? Poți să o pui și de ramă foto la o, adică să o poți să o iei la tine și să o ai la îndemână. Are două aplicații pentru filme care poți să vezi. Ia să vedem aplicația de filme dacă merge. Avem un trailer din Iron Man. Uite cât de bine se vede. Excelentă rezoluție.
Nu e foarte bună filmarea mea, însă vă spun că pe ecran se vede excelent. Poți stă la filme vreo 6 ore cu bateria pe care o are. Vă mai spun câteva din specificații. Vă spuneam că procesorul este de 1,2 GHz, un procesor Cortex A8 multicore cu un RAM de 512 DDR3 și suportă playback Full HD. Suportă de asemenea Wi-Fi pe B și G, o să vedem imediat și conectarea la internet. Are senzor de rotație și el și multitasking. Cardul de 30 de GB, spuneam, nu este inclus, iar display este 800x480. Deci ce vedeți aici nu este Full HD, fișierul la origine ar putea să fie un 720p probabil, însă îl rulează fără probleme, îl scalează la dimensiunea ecranului, însă îl puteți vedea foarte bine pe un televizor cum o fac conectat. Hai să începem să ieșim cu butonul de revenire. Hai cu tatu. Am dat back, ne-am întors în galerie, mai dăm o dată, ne-am întors în galerie, sortarea pozelor. Și am revenit în ecranul principal. Se mișcă foarte bine. Asta este butonul de meniu contextual, butonul pentru ecranul principal și butonul de revenire. Totul se mișcă foarte bine pe această tabletă. Sunt foarte încântat de viteza de procesare. Excelentă. Hai să deschidem și ceva de pe internet ca să vedem cât de bine merge. Să mă duc pe butonul de internet. Am deschis în prealabil blogul meu. Și hai să vedem dacă rulează și un clip de pe YouTube, că așa se ne interesează. Am dat play. E conectat prin Wi-Fi, să vedem cât ia să-l deschidă, să facă puțin buffering. O ia? Hai să vedem. Hai cu tot. Îl încarcă și acum pleacă direct în full screen. Iată cât de bine se vede. Eu pun pe blog clipuri Full HD în mod obișnuit. Acesta este cel de care îmi dau seama la rezoluție de 480p. Există și mai mare, de 720 și de 1080. Le vei putea vedea de asemenea pe televizor, însă iată cât de bine se vede pe tabletă. Poți să fii undeva în oraș, te conectezi la un hotspot și poți să vezi cel mai recent test. Acesta este cel cu Evoque la momentul la care fac eu această prezentare. Pauză. Revenire. Asta de obicei omoară procesoarele, să vedem cât de repede iau astfel de comandă. Hai cu tata. Revine. Revin. Perfect. Excelent. Iată cât de ușor scrolează prin pagină. Suportă gesturi, mărit, micșorat, v-am arătat filme, v-am arătat YouTube, v-am arătat browsing, are și Messenger, are și Facebook. O tabletă care este cu 80 de lei peste EvoTab, 70-80 de lei peste EvoTab 2, însă oferă, cred eu, o calitate, o idee mai bună a materialelor. Vă spuneam că avem acest plastic glossy care arată foarte bine și de asemenea un procesor, o idee mai rapid. Lucrurile sunt un pic mai bine optimizate pentru viteză pe această tabletă și cred eu va rezolva fără probleme nevoile chiar și a unui om activ care în momentul ăsta folosește un laptop și ar avea nevoie de mai multă portabilitate, dar mai ales a unui copil, poți să rulezi pe el jocuri fără probleme. Hai să vedem, au vreun joc instalat. Să vedem un joc. Hai să vedem un joc. Da. O mulțime de aplicații pentru știri. Nu găsesc un joc în momentul ăsta. De aceea să vedem dacă intrăm undeva în market. Cât de repede reușim să instalăm un joc. Market. Să luăm Air Penguin. Am dat click. Install. Accept permissions. Viteza de trecere prin meniuri este, din câte văd eu, similară cu ce te aștepți să vezi și pe un telefon mobil de ultimă generație. Doar că aici ai o tabletă, vă spuneam, la un preț foarte bun. Ia zi, s-a instalat. În momentul ăsta se descarcă. 13,4 din 15 mega. Iată cât de repede s-a descărcat în câteva secunde ce 15 mega. În momentul ăsta se instalează. Installing. Un joc de 15 MB nu ar trebui să ia mai mult de jumătate de minut ca să fie instalat. Asta este unul dintre jocurile mai căutate la această perioadă. Sunt o mulțime de jocuri care vor ține copiii ocupați, cred eu, de aceste sărbători. O să vedem probabil sute și mii de copii care vor căuta sub brad așa ceva și își vor consuma timpul cu ele. La automatic updating. Open. S-a instalat. Se aude și cu sonor, se deschide și din prima poți să vezi că rezoluția jocului este foarte bună. Survival. Ia să vedem ce se întâmplă. Și folosește și accelerometrul.
Ok, mai departe. A crăpat. Hai să mai încercăm o dată. Nu e neapărat tableta, cât mai este și Android-ul, care nu totdeauna se mișcă atât de repede pe cât ți-ai putea dori. Sunt mici bug-uri pe care le mai găsești, cum ar fi unele din jocuri sau din anumite aplicații, însă cu puțin răbdare treci peste ele. Iată cât de bine arată. Excelent! Sunt convins că și Angry Birds o să funcționeze fără probleme pe această tabletă. Să fac stânga și dreapta, să vedem dacă merge și accelerometrul corespunzător. Ready, hai că data asta a pornit. Later. Retry. Îl tot omor, ia să vedem dacă reușesc să-l și duc mai departe. Hai mă! Ia. Nu știu să-l folosesc. Ideea este că un copil va învăța mult mai repede ca mine. Important e că se mișcă bine și poți să dai de lucru. Copiii sunt primii care își deschid mintea la așa ceva. Iată cât de repede merge și rotația ecranului. Țac. Țac. Și a revenit. Foarte bun. Acesta este Allview Aldro Speed cu procesor de 1,2 GHz la un preț foarte bun, cred eu. O achiziție interesantă, o jucărie foarte bună care se poate face o mulțime de lucruri și care poate înlocui pentru un utilizator obișnuit, cred că pentru 90% dintre utilizatori, fără probleme, și calculatorul. Pentru browsing, internet, jocuri, messenger, este mai mult decât suficient. Până data viitoare, numai bine, aștept like-urile și comentariile voastre.